Deci aici e așa o surpriză. Și oare ce este în ea? Salut, prieteni! Salut! Bine ați venit pe canalul nostru și astăzi noi cu Betty vrem să vă arătăm ce cadouri a primit ea astăzi de la școală. Astăzi Betty a fost prima zi la școală după vacanță și s-a întors acasă cu această pungă uriașă. Și pe lângă acest cadou mare, Betty a mai primit și o astfel de surpriză, adică nu a primit, dar și-a cumpărat-o ea singură din banii pe care îi avea ea, da? Ce e asta? O brățărică, da? Un animăluț care se transformă în brățară. Un animăluț care se transformă în brățară. Și este și breloc și îl poți transforma în animăluț. Dacă poți să-l transformi în jucărie, în brățară sau breloc, da? Și aici erau foarte multe animăluțe în această colecție. Betty și-a dorit foarte tare un unicorn, dar unicorn din ăștia nu erau, noi am căutat peste tot. Erau din ăștia gold, dar erau urâței, dacă sincer. Da. Și Betty și-a luat așa o zebră foarte frumoasă. Betty, până ai despachetat aceste cadouri, numai tu ai primit așa cadouri așa sau toți copiii au primit la școală? Da, toți copiii au primit. Toți copiii de la școala lui Betty au primit astfel de cadouri și sunt sigură că și în alte școli din București au primit astfel de cadouri. Da? Bine, hai să începem. De la ce surpriză vrei tu să începem? Aceasta. De la aceasta, da? Hai! Dă încă o dată să ne uităm atent la ea. Arată destul de frumos zebra ta. Haideți, pachetează. Mai are acolo încă ceva, da? Da. O folie de protecție. Și ce mai are? O schemă. Poate toată colecția, da? Toată colecția. Și aici și schema este. Deci, prieteni, aici putem vedea schema cum animăluțul nostru din brățară se transformă la loc în jucărie, da? Și aici, pe verso, este arătată toată colecția. Da, și aici sunt cu pufuri, aici colorate diferit. Nouă cu puf nu ne-a plăcut. Și priviți, prieteni, cum arată zebra lui Betty când nu este în formă de brățară, dar e în formă de jucărie. Foarte drăguță. Hai acum... desprinde-o. Transform? Da. Eu cred că și fără schemă te descurci, Betty. Cred că o iau doar așa. Pur și simplu te sucești cumva. De la piciorușe. De la piciorușe cred că se desucește. Hai. Și? S-a transformat? O, și gata, e brățărică. Nu se întinde? Se întinde. Se întinde? A. Te ajut? Hai de că țin eu. Hai. Și gata! Betty are o brățărică zebră. Foarte drăguț, Betty. Să știi că mi-a plăcut brățara ta. Și mie. Și hai mai repede să vedem ce surprize ai primit tu de la școală. Hai, le scoți pe rând? E adânc sacul nostru. Hai. Și ce sunt astea, Betty? Ciocolate. Sunt niște ciocolate, dar ce fel de ciocolate? Colorate? Sunt un fel de ciocolate care aici au presat un fel de zahăr desen. Desen, da? Sunt sigură că e desen. Noi am mai mâncat așa ceva. Da? Da. Eu n-am mâncat. Ai mâncat, mama, eu țin minte. Tu ții minte? Da. Eu am uitat. Am înțeles, foarte drăguț. Hai să vedem mai departe ce ai. Vai, pune sacul ăsta jos, că e prea, prea greu să scoți din el tot. Deci aici e așa o surpriză. Și oare ce este în ea? Hai că sunt foarte curioasă, ce aveai aici? Iarăși o cutie! Hai să vedem ce aici! Bombonele!
Iarăși bombonele! Iată să le vedem! Ce mai sunt și aici? E cu straturi? Iată să ne uităm atent! Deci, aici avem un strat și uite, uite cât sunt de frumoase! Ce forme diferite au! Wow! Și astea nu se repetă, observi? Nu! Totuși sunt diferite. Astea se repetă, asta se repetă. Dar aceste albe sunt foarte frumoase. Astea albe sunt diferite. Foarte frumoase. Hai să vedem mai departe. Din câte văd eu, ai primit multe dulciuri tu la școală. Astea ce sunt? Niște bomboane sunt așa un pic moi și sunt așa, știi cu ce seamănă? Parcă sunt batoane din alea, știi, care se vând albe și parcă au nucă, da? Ca asta? Aha, da. Iată batoane din astea, știi, eu ți cumpăram uneori înainte. Da, sunt foarte bune. Foarte gustoase. Astea îmi pare că chiar și sunt folositoare, ceva au ele, ori proteină, ori nu știu ce. Iată aici e cu fruct, aici nu știu ce este și cu nuci. Nu, nuci și asta albă, nu știu ce este. Aha. Nu știu, presupun că e ceva cu lapte și zahăr, da? Hai să vedem dacă ce mai ai. Dacă tot vorbim de batoane, da? Mai ai un baton. Ăsta e ceva cu ciocolata, nu, iată. E cu careva umplutură. Credeam că e doar din ciocolată, dar ciocolata este doar prin părți și înăuntru are o umplutură. Hai să mai vedem, mai e ceva? Da. Hai. Oh, iată să vedem. Stai că n-am filmat-o, Betty. Hai, ce e de drăguță. Și aici avem o fundiță, un omuleț de zăpadă, niște cadouri, ornamente din astea de Crăciun. Foarte frumos. Hai, deschide, Betty, să vedem ce e aici. Sunt sigură că sunt dulciuri, da? Da, și eu. Și tu? Wow! Ia să vedem. Ce sunt? Parcă sunt niște ouă. Sunt chiar ouă. Da? Dulcioase. Da. Uite, sunt de două culori. Mai închise și mai deschise, dar uite cât de tare lucesc. Da. Sunt din ciocolată și deasupra au careva glazură din asta așa lucioasă. Dacă tot vorbim de biluțe. Mai ai biluțe. Și astea sunt niște biluțe lucioase. Foarte frumoase, Betty. 100 de grame de biluțe. Și aici, nu știu, sunt toate de la o firmă sau de la diferite, că nu prea înțeleg. Dar toate sunt foarte frumoase. Hai să vedem, mai e ceva? Biluțe, biluțe. Și aici mai avem niște biluțe deja și mai colorate. Sunt și verzi aici, Betty, da? Da. Interesant ce gustau astea verzi. Foarte frumoase. Nu știu dacă sunt gustoase, dar de frumoase sunt toate. Ultimul, dar nu cel din urmă. Betty a zis că acesta e ultimul, dar nu cel din urmă. Și uitați-vă cât de multe dulciuri are Betty și aici. Astea ce sunt? Niște ciocolățele mici, da? Da. Și sunt foarte, foarte multe. Sunt curioasă câte sunt. Trebuie să scrie pe fungă. Hai să căutăm câte sunt, căci chiar sunt curioasă. Și eu vreo 50? Nu știu, posibil. Pe etichetă este scris că aici avem ciocolată neagră și ciocolată cu lapte, însă nu e scris câte avem de tot. În total avem 250 de grame de ciocolată. Hai, Betty, deschide-le și numărele. Chiar sunt curioasă câte sunt, căci sunt foarte multe. Wow! S-a umplut masa de ciocolate. Eu ziceam să le desparți, să le pui astea separat cu lapte și astea fără lapte, adică neagră la o parte. Să vedem câte sunt. Bine? Da. Oricum cu lapte sunt mult mai multe, după cum îmi pare mie, da? Da, da, da. Hai tu le numeri pe astea și eu pe astea, bine? Deci, prieteni, în această pungă erau 14 ciocolate din astea negre și 36 cu lapte.
În total, Betty, chiar erau 50. Adică nu erau, dar sunt 50. Oh-ho-ho! Deci, avut dreptate, experta. Experta Betty, care are o intuiție foarte bună și a ghicit din prima că sunt 50. Tu ai zis că cam vreo 50 sunt, da? Cam vreo 50, chiar și 50 sunt. Chiar 50 și au fost. Deci, Betty, ai primit astăzi foarte multe dulciuri, cu toate că când eu uitam la punga aia mare, credeam că ai mult mai multe chestii acolo. Da? Deci punga era foarte mare, dulciuri evident că nu erau atât de multe cât și punga aia mare. Nu vă gândiți că e până aici. Da, nu era plină, tu așa full. Până aici. Da, dar oricum cadoul e foarte frumos și eu cred că toți copiii s-au bucurat foarte mult de aceste cadouri. Deci mulțumim celor care au făcut un astfel de cadou frumos copiilor de la școala lui Betty, nu știu cine a fost, ori școala, ori primăria. Eu cred că fiecare copil s-a bucurat de astfel de cadou, da? Și Betty mai este bucuroasă și de brățărica pe care și-a cumpărat-o ea. Prieteni, scrieți-ne, vă rog, pe Instagram sau în comunitate sau pe Facebook ce cadouri ați primit voi la școală când ați mers după vacanță, dacă ați primit astfel de cadouri. Cred că este exact. Cred că este exact la cei din București și cred că diferă la alții, dar sunt sigură că foarte mulți copii n-au primit nimic. Dar asta e, da? Unii au primit, unii n-au primit, independență de unde locuiesc. Da. Și dacă, prieteni, v-a plăcut video nostru, dați-ne like-uri și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa, pa!